Președintele rus Vladimir Putin a făcut o primă declarație internațională după revolta mercenarilor Wagner. La summitul Organizației de Securitate de la Shanghai, liderul de la Kremlin le-a transmis liderilor țărilor eurasiatice că poporul rus este mai unit ca oricând. Російський народ як ніколи консолідований. Сплоченість і високу відповідальність за судьбу Отечества, російські політичні круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Totodată, Vladimir Putin le-a mulțumit celorlalți lideri de state din Organizația de Securitate de la Shanghai, FOR, din care fac parte, printre alte țări, China și India. El și-a exprimat recunoștința pentru suportul față de acțiunile guvernului său pentru a se menține la putere. Discursul lui Vladimir Putin, ținut prin videoconferință, a pus accentul pe unitatea Rusiei. Acest lucru este un semnal cum că liderul de la Kremlin e dornic să înlăture orice dubiu legat de autoritatea sa la nivel mondial, mai ales după revolta condusă de liderul grupării paramilitare Wagner, Evgeni Prigojin. Pe 24 iunie, luptătorii Wagner au preluat controlul asupra orașului Rostov pe Don și s-au îndreptat spre Moscova, în cea mai gravă provocare pentru Vladimir Putin de la obținerea puterii în Rusia în 1999. Revolta a fost dezamorsată atunci printr-un acord mediat de președintele Belarusului Alexander Lukashenko. În discursul său, Vladimir Putin a mai afirmat că Rusia se va opune sancțiunilor și provocărilor occidentale. Moscova intenționează astfel să își extindă relațiile cu celelalte țări din Organizația de Securitate de la Shanghai.